ce este regex-ul, este doar un fel de limbaj de programare care ne permite să interacționăm cu textul, atât cât să căutăm prin el, cât să și înlocuim. Și cam în mare, asta este tot ceea ce este regex-ul. De ce lumea fuge de el? Pentru că arată așa. Adică un limbaj destul de criptic, o să încercăm să îl demistificăm cu timpul. Avem la sfârșit și un workshop, o să se țină tot în această sală, pentru cei care sunt interesați de a intra mai în deep în ceea ce este regex-ul și ce putem face cu el. Acest regex care vi-l arăt aici este doar pentru acest set de date, pentru a valida sau a căuta după numere de telefon. Așa că putem observa că pentru un use case atât de simplu avem nevoie de ceva la prima vedere atât de complicat. Ceea ce trebuie noi să înțelegem din regex este că se poate citi și poate ajunge într-o formă de genul ăsta, în care, nu știu dacă vede toată lumea, dar este oarecum o expresie logică, gateway-uri logice, dacă sunteți familiar cu ele. Și o să începem practic cu cum este conceput, cum se compune un regex. El practic are două seturi de caractere care se pot folosi. Caracterele literale, care sunt practic toate literele alfabetului, toate cifrele, toate caracterele speciale care le folosim. În regex, la fel, pot fi folosite ca și caractere propriu-zise. Le numim și o să ne referim la ele ca și caractere literale, de acum încolo. Și un set de metacaractere, care acesta care vi-l arăt aici este decât o mică parte, dar sunt majoritatea pe care o să le folosim cam tot timpul. Mai sunt și altele, dar nu. O să intru mai în detaliu în ceea ce privește aceste metacaractere la workshop-ul de după. O să luăm pe rând fiecare metacaracter care vi l-am arătat acolo și o să vedem ce înseamnă fiecare. Deci, backslash D este any digit, vine de la digit, practic sunt oarecum logice. După cum vedem, dacă încerca să punem într-un editor slash D, o să meciuiască toate cifrele care le avem. După cum vedeți, în acest text a putut să găsească cifra 1 și cifra 0. Slash W, any word, caracter, orice caracter care poate apărea într-un text, într-un cuvânt. Acesta include atât caracterele literale din alfabetul englez, cât și numerele, deci practic reprezintă un subset din toate caracterele care există în lumea asta. Nu include, după cum vedeți, apostroful, nu include punct, nu include semne de punctuație, nu include spațiile. Practic, decât caracterele care se pot găsi într-un cuvânt. Următorul este backslash S, any white space character. Aici sunt incluse spațiile, taburile, new line, carry as return, practic toate caracterele care sunt de tipul spațiu, care scopul lor este decât să distanțeze caracterele între ele. Următorul metacaracter este punct. Punctul caută și poate fi folosit pentru a căuta orice, deci punct înseamnă orice. Și după aceste metacaractere care vi le-am prezentat acum, o să prezentăm niște concepte care există în regex, care le putem folosi în cazul în care acele metacaractere care vi le-am prezentat mai devreme nu se mulează pe specificațiile noastre, atunci putem folosi character classes sau grupuri de caractere. Cum vedem, dacă punem un set de caractere între paranteze pătrate, înseamnă că vrem să căutăm unul dintre caracterele care sunt acolo în listă. Practic este o listă de caractere separate prin nimic. Dacă punem în forma asta A, B și C, vrem să ne referim strict la caracterele A, B sau C. Aici, între aceste paranteze pătrate, putem să punem și alte metacaractere, de exemplu slash D, putem să punem slash W, orice. Avem negație, în cazul în care nu vrem să găsim orice altceva în afară de A, B și C, putem să folosim acea căciuliță sau caret, cum se numește de pe tastatură. Avem grupuri care semnifică range-uri, de exemplu, cum vedeți aici, A, Z.
vrem să căutăm orice caracter care este cuprins între A și Z, asta include tot alfabetul, dar în forma în care o avem aici se referă strict la uppercase, la literele mari, avem și pentru lowercase, literele mici, putem să facem o multitudine de, adică între paranteze pătrate putem să punem mai multe grupuri, se poate pune A, Z mare, A, Z mic, adică se pot face mai multe conexiuni între aceste grupuri. Avem 0,9, care, cum după explicațiile dinainte, matchuiesc orice caracter, orice cifră, care este în range-ul ăsta. Putem să facem range-uri mai mici, la fel și la cele dinainte. Deci putem să punem A, B sau A minus C și o să matchuiască decât între A, B și C. La fel și la cifre, dacă vrem să căutăm decât după caractere, după cifrele de la 0 la 5, putem să punem range-ul 0 minus 5 și asta este tot. O să trecem la următorul capitol, la alternation sau alternări. Aici implică faptul că am vrea să căutăm după anumiți termeni specifici. O alternare arată de genul ăsta, este cuprinsă între paranteze rotunde și folosi caracterul pipe pentru a separa termenii. În cazul de față putem să căutăm or first, or second, or third această expresie. O să matchuiască strict pe first, second sau third. După care urmează quantifiers, în care îi spunem de câte ori vreți să ne găsiți aceste caractere, este semnul întrebării care match 0 or more, 0 sau mai multe repetări ale ori metacaracterului, ori grupului, orice. Aceste quantificări se adaugă la după metacaracterul care vrem sau după grup. O să vedem imediat și în exemplele care urmează. Acesta mai este numit condițional pentru că fiind caracterul care găsește sau meciuiește între 0 și 1, acesta înseamnă că poate să existe sau nu acel termen pe care noi încercăm să-l găsim. Avem asterix sau steluță care caută între 0 sau mai multe. Semnul plus, care match one or more, adică neapărat de la 1 în sus. După care avem grupuri între acolade, care putem să specificăm explicit câte caractere vrem să găsim. Mai avem n virgulă, care găsește n sau mai multe. Și avem nm, în care match between n între 0 și 3, să zicem. După care sunt metacaracterele de position, care ne definesc beginning of the string, end of the string și mai este încă unul care word boundary se numește. Acest caracter este puțin mai special, înseamnă orice spațiu care este între două cuvinte. Acel nu neapărat spațiu, cât poate să fie un punct, poate să fie un început de rând, poate să fie o virgulă, deci acest slash b este practic word boundary, este limita între cuvinte. Cum construim un regular expression? În primul rând încercăm să ne gândim cu cuvintele noastre, ce ar trebui să facem, folosind în exprimarea noastră termeni ca ar putea sau trebuie, ne definez nouă niște termeni care noi putem să-i folosim gen condițional, ce am văzut mai devreme cu de câte ori, dacă este condițional sau nu, dacă este obligatoriu sau nu, pentru a face următoarele aserții pentru a genera expresia noastră. O să luăm un use case real, vrem să validăm o adresă de e-mail și în primul rând ne gândim din ce este compus o adresă de e-mail. Este prima parte, care este numită oarecum local part, și un domeniu care este separat, cele două părți sunt separate de caracterul arond. Domeniul, la fel, poate să conțină unul sau mai multe subdomenii. Mergând în continuare, încercăm să ne definim un plan, ca să înțelegem elementele, adică am reușit acum să separăm cum este construită acea adresă de e-mail, acum încercăm să vedem care sunt elementele care constituiesc fiecare parte din problema noastră. Prima parte, the local part of the email, poate să conțină orice caracter
care poate fi într-un cuvânt, caracterul punct, caracterul minus și caracterul underscore. Am luat un subset, poate să conțină mult mai multe, dar pentru exemplul nostru o să ne limităm la acestea. La fel și pentru partea de domeniu. Am luat orice caracter care se poate găsi într-un cuvânt, semnul minus și underscore. La fel, partea de domeniu poate să conțină sau nu mai multe subdomenii. Pasul 3 și cel mai important, trebuie să constant, în timp ce facem, construim regular expression, trebuie să testăm, să îmbunătățim și să ajungem la rezultatul final care ne-l dorim. Pentru asta o să avem nevoie de un set de candidați pentru noi. Am scris câteva exemple. Prima parte, primele 6 sunt teste pozitive, care noi am vrea să le găsim într-un text, iar ultimele 2 sunt niște teste negative, care nu am vrea să le găsim într-un test. Ar trebui să avem și parte de test pozitivă și parte de test negativă pentru a valida că nu avem fals pozitiv în expresia care noi încercăm să o scriem. Și o să începem cu prima parte. O să încercăm să facem match pe local part în toate cazurile noastre. Pentru asta, cum am zis, folosim caracterul, metacaracterul backslash w, care ne meciuiește orice caracter care se poate găsi într-un cuvânt, caracterul punct, literal, caracterul minus și caracterul underscore. În contextul acesta, între paranteze pătrate, caracterul punct nu este metacaracter, este pur și simplu caracterul literal. Dacă îl folosim în orice alt context în afară de paranteze pătrate, devine metacaracter și o să fac match pe toate, pe toate caracterele. Folosim această expresie, o să vedem că ne-a făcut match pe ce ne-am fi așteptat să facă match. Mergând mai departe, o să adăugăm a doua parte, în primul rând arondul și după care partea de domeniu. La fel, la domeniu am definit ce caractere poate să conțină, caracterul minus, orice caracter care se poate găsi într-un cuvânt și underscore, iar asta este rezultatul. O să ne facă match până în momentul când o să găsească punct sau orice altceva. Și după cum vedem, penultimul deja a ieșit din calcul. De ce? Pentru că avem acel slash și din cauza că caută prima secvență, care avem acolo înainte de arond, avem caracterul arond, deja prima secvență a ieșit din calcul, nu mai face match, am rezolvat un caz negativ. Mergând în continuare, o să trebuiască să includem și partea de extensie a domeniului sau subdomenii care pot să apară în cazul nostru, iar regexul nostru, oarecum varianta finală, ar ajunge în cazul ăsta în care noi, ultima parte, avem caracterul punct, orice caracter care se poate găsi într-un cuvânt, și asterix, care este cuantificatorul, și ne spune că putem să avem 0 sau mai multe. Dacă o să rulăm această expresie, o să vedem că asta este rezultatul care îl vroiam. Ce am făcut noi în acel regular expression care l-am definit anterior? Am format, practic, începutul liniei, unul dintre caracterele care le-am specificat între paranteze pătrate, caracterul literal arond, încă un grup format din unul sau mai multe dintre caracterele care le-am menționat în partea de domeniu, minus, word sau underscore, după care o parte condițională formată din punct și orice caracter care poate fi într-un cuvânt. După cum vedem, asta este regular expression-ul care l-am făcut noi. Nu facem match pe toate adresele de e-mail din lume, adică pot fi seturi, de exemplu, local part la o adresă de e-mail poate conține caracterul plus, în funcție de anumite zone poate conține diacritice, poate conține mult mai multe, iar regexul nostru nu o să meargă pe aceste probleme, adică nu o să rezolve aceste probleme. Dar pe setul nostru de date pe care noi am vrut să validăm acest regex, a mers. Sunt regexuri mai complexe care fac exact același lucru, chiar și mai complexe și chiar și mai complexe. Acesta este de fapt exemplul luat din RFC-ul de la e-mail,
se spune că asta ar trebui să valideze orice adresă de e-mail, nici asta nu le validează pe toate. Adică au mult până să fac un regex care chiar validează tot în ceea ce privește o adresă de e-mail. Da? Probabil nu o să se întâmple. Poftim? O să dureze ceva ca să-l citești pe tot. Ce putem face cu un regex? Destul de multe chestii în ceea ce privește procesarea de text, căutare pe text, înlocuire pe text. Putem să o folosim nu numai în modul programatic. Au foarte multe scenarii de care mă lovesc în fiecare zi și le rezolv cu ajutorul regex-ului. Implică manipularea de text pentru a crea date de test. Nu neapărat în producție, doar pentru a valida anumite scenarii. Orice editor respectabil, Notepad++, Sublime, Code, Visual Studio, suportă căutare și înlocuire cu regex. Mai multe despre asta în workshop-ul care o să urmeze. Bonus, am introdus niște link-uri pentru... Astea o să rămână, prezentarea oricum o să fie publică și la workshop o să vedeți aceste link-uri, sunt destul de utile. Regex 101 este un tester care introduceți expresiile, după care vă puteți valida input-ul. Regex Explain generează acele poze care le-ați văzut în prezentare, care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine regex-urile care le faceți. Regex Lib este nu neapărat o librărie, cât este, e așa o numesc, Regular Expression Library. Este un amalgam de Regular Expression care sunt scrise de alți oameni. De exemplu, nu vreți să reinventați roata, vreți să luați un regex care matchuiește numere de telefon. Căutați pe site-ul ăsta phone number și găsiți acele regular expression, le folosiți, sunt testate de oameni, sunt susținute de comunitate. Și internet comics, dacă vă plac chestiile astea. Și de acolo am luat și partea de întrebări. Mă auziți, da? Plusul este un caracter de cuantificare. Plusul ne spune că găsim mai unul sau mai multe caractere. Oarecum, să zicem, a fost oarecum o scăpare. Dacă ai văzut cumva prin testele pe care le-am făcut, erau adrese de e-mail care nu avea TLD. Și din cauza asta a fost și, bine, nu cred că am făcut o greșeală, la modul că am spus că poate să aibă un TLD sau nu. Și asta înseamnă, de asta am folosit caracterul asterisk, pentru că este condițional. Adică 0 sau mai multe. Sunt caractere speciale pentru diacritice, este /x, /x, care poate să poți să specifici un range de caractere în format ASCII. Și poți să rezolvi problema, doar că trebuie să tratezi fiecare set de diacritice în parte. Sunt diacritice diferite. Noi avem un set de diacritice în, în Italia, în Spania, sunt alte în Franța, sunt alte diacritice. Plus mai este încă o problemă pe partea de caractere chinezești, caractere japoneze, caractere indiene. Intră foarte, foarte multe variații de caractere. Trebuie să le incluzi. Faza e că poți să folosești punct, spre exemplu. Dacă ai folosit punct, ar face match și ai fi fericit. Dar nu este ca, adică noi vrem să testăm dacă într-adevăr este o adresă de e-mail, nu dacă este orice. Și în cazul ăsta trebuie să fim expliciți, trebuie să-i spunem ce fel de caractere ar trebui să suporte. Merci, Gabi.